Ziua bună, amice! Sunt Kanguru-ul! Am venit să-i învăț pe ei mici despre pericolele ce pândesc în sălbăticie, nu? Mă gândeam la altceva! Haide, intră! Deci tu vrei să mă prefac că sunt cățeluș și să ascund hot dog? Da! Super amuzant, nu? Cred că noi doi nu ne înțelegem. Nu-mi place să mint absolut deloc copiii. Ascultă, acești copii îl așteaptă pe cățeluș hot dog urecheat și parfumat. Ajută-mă! Te implor! Dar e evident că sunt un cangur. Putem repara asta. Dar tot îi mințim pe copii. Și îți plătesc dublu. Păi atunci voi fi cățelușul hot dog. Ziua bună, sunt un câine urecheat. Știți câinele din chestia pe care o sărbătoriți? Arăți că am plouat. Iar tu ești cam enervantă. Ho, mai amabil. Cățelușul hot dog urecheat și parfumat va fi mai amabil. De ce ești dezbrăcat? Ceilalți câini poartă haine de obicei, chiar și numai o vestă, ceea ce e ciudat. Are un rucsac pe burtică. Hei, nu ai voie să intri acolo? Unde te-ai dus? Unde sunt? Luați pasta din carne de calitate îndoielnică. Mi-am terminat treaba aici. Vreau! Hai! Nu-i arunci pur și simplu pe pământ. Trebuie să-i ascunzi ca să-i putem căuta. De ce ai manușe în loc de urechi? Nu ești deloc un câine. Fetița ciudată are dreptate. Sunt un cangur. Un ce? Este un cățe cangur hot dog urechiat și parfumat. Din Australia. Aha, minți! Australia nu există? Putem începe? Burtica mea are nevoie de un hot dog. Voi vreți să vânați hot dog? Asta e ciudat, pentru că în Australia hot dogii te vânează pe tine. Ajutor! Ce ziceți ca de sărbătoarea hot dog să vă învăț niște chestii pe care nu le știe niciun cățeluș hot dog urechiat și parfumat? Interesant, nu? Este fix ca atunci când ai stricat Crăciunul. N-am stricat niciun Crăciun! Izzy nu știe despre ce vorbește. Copiii adoră șosetele mele de Crăciun. Pun câte o gumiță în fiecare. Am 5 degețele. Tu ești unul dintre ele. Glumele astea sunt oribile. Izzy, ai dreptate. Trebuie să repar sărbătoarea hot dog. Atunci avem nevoie de un costum de cățel. Nu. Doi ochi și un singur nas. Serios? Cum de nu mi-am dat seama? E așa de cald! Interesantă, pentru că Australia e la 3 km distanță de suprafața soarelui. Așa că trebuie să te obișnuiești cu căldura. Transpirația este normală. Tot scârbos este. Nu mă simt deloc bine. Asta nu e nimic. Poate ajunge până la 500 de grade noaptea. Noaptea nu-i mai răcoare? Totul e cu susul în jos în capătul lumii. Dar un crevuș s-ar ascunde de căldură ca un laș. Dar nu și un cangur. Cangurul stă și îndură ca un adevărat cangur. Sunt șerpi peste tot. În orice tufă, în orice copac, în orice felie de pâine. Și le place hot dog-ul. Așa că trebuie să vânați șerpii. Eu nu vreau să vânez șerpi. Calmează-te, dacă ar fi existat șerpi pe aici, nu crezi că aș fi pus unul pe șef până acum? E gata! E timpul să salvezi sărbătoarea hot dog! În Australia, toți vor să te termine, așa că trebuie să fii atent tot timpul! Copil blond și transpirat, șobolanul din copac vine să îți ia hot dog-ul! Pregătește-te de luptă! Dar e atât de drăgălaș! Nu ezita în Australia! Arăți grozav! Ești pregătit, șef? Să salvăm sărbătoarea hot dog! Exact! Pentru că în Australia chiar și pământul vrea să te termine. Cu cât te zbați, cu atât mai adânc te duci. Nu mai vreau să fac asta. Da, e cea mai rea sărbătoare hot dog din lume. Nu e plăcută, pufoasă și lașă, vrei să spui? Oricum e o sărbătoare falsă. Sărbătoarea hot dog este adevărată. La fel este și cățelușul hot dog-ul, chiar și parfumat. Da!